Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a buletinului de știri Info Capital. Pentru început vă propun să urmărim știrile pe scurt. Tot mai mulți călători sunt nemulțumiți de lipsa condițiilor din gara municipiului Petroșani. Joi, 19 noiembrie, INSEMEX își va deschide porțile celor care vor să cunoască mai multe despre locul în care se efectuează cercetări în domeniul securității și sănătății în muncă pentru medii potențial explozive. Apaser Valea Jiului a achiziționat două noi utilaje din banii economisiți de pe urma celorlalte lucrări efectuate. Poarta de intrare în Valea Jiului arată ca după război. Tot mai mulți călători reclamă faptul că în gara din municipiul Petroșani condițiile sunt mai mult decât precare. Nu sunt toalete, este mizerie și nu există o sală de așteptare pentru călători. Gara municipiului Petroșani pare desprinsă dintr-un film de groază. Cei de la Căile Ferate Române parcă au uitat că această gară are nevoie de o mână administrativă. Reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFRSA, sub a cărei administrare este și gara din Petroșani, spun că sunt necesare ample lucrări de investiții. Modernizarea stației CF Petroșani nu face parte din programul cu finanțare nerambursabilă, programul operațional Infrastructură Mare 2014-2020, deoarece nu este inclus în masterplanul general de transport. Așa arată o gară în anul 2015. Gara din Petroșani, poarta de intrare în municipiu, este lăsată de izbeliște de Ministerul Transporturilor. Instituția arată ca după război, iar toaletele nefuncționale sunt doar una dintre problemele semnalate de către cetățeni. Unul dintre consilierii locali ai municipiului Petroșani a reacționat la problemele comunității și a început demersurile pentru a rezolva problemele din gară. Ca să poți să încep cu o istorie. De 2 ani sunt în Consiliul Local și sigur că da, mă interesează și ne interesează pe toți gara Petroșani sau stația CF Călătorii Petroșani. După 25 de ani de la Revoluție, starea jalnică în care se află această gară nu ne face plăcere nouă comunității din Valea Jiului de 130.000 de oameni. Noi simțim că instituțiile statului nu ne protejează, nu ne apără. Am ridicat problema gării Petroșani în ședințele de Consiliu Local. Nu știam ce demersuri să fac. Sigur, da, sub impulsul unor amuzamente după ce această problemă am ridicat-o de mai multe ori. Consilierul local a mers mai departe și a început să trimită petiții către diverse instituții. Am început cu petițiile, că așa e frumos într-o țară să nu mergi cu bâta, să mergi cu petiția. Și am trimis o petiție directorului general de la regionala CFR Timișoara, de care aparține stația CF Petroșani. Nu mi-a răspuns după nici acum, niciun răspuns. Am făcut apoi o petiție la Ministerul Transporturilor, în care un domn director general adjunct de la Compania Națională CFR București mi-a răspuns în niște termeni deloc serioși, ca să mă exprim frumos, că gara Petroșani nu este cuprinsă nici într-un program de reabilitare, dar în halta Lunca Jiului, lespezile care sunt răsturnate și provoacă, sunt un pericol pentru cetățenii care coboară în această haltă, le vor amenaja până la finalul lunii septembrie. Deci vă dați seama, un semnal înscris total neserios. Apoi am făcut o petiție către Agenția Națională pentru Protecția Consumatorilor. Această agenție, dați-mi voie să vă zic, e o agenție foarte serioasă. În scurt timp am fost contactat și în 2 săptămâni și jumătate am primit un răspuns prin care se certifica ca autentice toate problemele ridicate sau care sunt în gara Petroșani, respectiv nu sunt condiții de igienă, nu avem pavimente, nu avem peroane, nu avem toalete, nu avem apă, nu avem sală de așteptare care să asigure un confort normal pentru mileniul 3 într-o gară de municipiu, într-o țară din cadrul Uniunii Europene. Că sunt întemeiate și a acordat cea mai mare amendă posibilă regionalei CFR Timișoara.
Acesta a încercat să facă demersuri și către Direcția de Sănătate Publică, însă reprezentanții instituției au susținut că nu intră în competența lor o clădire ce aparține de Ministerul Transporturilor. Consilierul local a continuat să facă demersuri și a dat în judecată regională CF Timișoara. Atunci am apelat la un jurist, fost un coleg jurist cu care am lucrat, care m-a ajutat și am întocmit toată documentația pe care am înaintat-o acum 3 săptămâni la judecătoria Timișoara. Acum aștept răspunsul, întâlnirile, procesul se va derula la Timișoara, în locația unde are centrul social regional al CFR Timișoara și mai vreau să adaug faptul că după 2 luni și jumătate am primit în sfârșit un răspuns de la Serviciul Medical al Ministerului Transporturilor, în care sunt felicitat pentru implicarea cetățenească și mă anunță în scris că au sancționat cu avertisment regionala CFR Timișoara și că până la sfârșitul acestui an vor asigura toalete în gara Petroșani, iar peroanele vor fi refăcute până la finalul anului 2016. Din cauza vechimii și neglijării din ultimii 25 de ani, gara a ajuns să fie un loc înspăimântător. În ultima perioadă, tot mai mulți călători susțin că ceea ce se întâmplă aici este inuman. Condițiile sunt precare, este mizerie și nu există toalete, o sală de așteptare și mai mult peroanele sunt dezafectate, iar coborârea din tren este extrem de periculoasă. La doar câțiva metri de gară se dezvoltă un adevărat focar de infecție. O altă clădire veche a CFR-ului este periculoasă pentru cetățenii ce tranzitează gara. Gara din Petroșani a fost reabilitată de mai multe ori, doar la nivel declarativ. Au existat multe promisiuni, însă nimic concret. La finalul anului 2010, cei de la Ministerul Transporturilor păreau optimiști. Declarațiile de atunci susțineau că gara din Petroșani trebuia să fie reabilitată pe parcursul anului 2011. Teoria nu s-a reflectat în practică. În gară nu s-a mișcat nimic. În anul 2012, promisiunile au fost reluate. Ministerul Transporturilor avea la vremea aceea o altă variantă declarativă. Gara din Petroșani va fi reabilitată chiar pe parcursul anului 2012. Subiectul a fost redeschis după 2 ani în luna ianuarie anului 2014, dar atunci nu și-a mai amintit nimeni de teoria reabilitării. În anul 2015, autoritățile locale au început să intenteze petiții și să facă demersuri. Clădirea de călători a stației CF Petroșani a fost construită în anul 1872. Are un regim de înălțime subsol, parter, un etaj și o suprafață construită de aproximativ 1160 de metri pătrați. Din cauza stării avansate de degradare, structura de rezistență a clădirii a fost grav afectată, iar clădirea a fost închisă pentru publicul călător. Joi la Petroșani va avea loc un eveniment în premieră. Institutul de Securitate Minieră și Protecție Antiexplozivă Petroșani își deschide porțile la propriu pentru cei care vor să cunoască tainele acestui agent economic unic în România. Ziua cercetătorului și proiectantului din România va fi marcată într-un mod inedit anul acesta de către INSEMEX, singurul institut din țară specializat în securitate minieră și explozivi. Cu acest prilej, institutul recunoscut în întreaga lume își deschide porțile pentru prima dată publicului larg. Am intenționat în premieră să facem, să organizăm această acțiune în ziua cercetătorului, respectiv în 19 noiembrie. Programul de vizitare va fi între orele 12 și 17. Vor putea fi vizitate sala de consiliu, să vadă unde ne ținem consiliile științifice și ședințele mai mari, facilitățile, respectiv laboratoarele de cercetare și de testare specifice institutului nostru. Și pentru cei doritori să viziteze poligonul de exploziv de uz civil, vor fi organizate 2 transporturi în limita unei anumite capacități, unul la ora 15 și unul la ora 16, unde vom face și 2 demonstrații. Joi, toate laboratoarele și celelalte spații în care cercetătorii își desfășoară activitatea vor putea fi vizitate de toți cei interesați. Evenimentul va începe la ora 12 și se va derula până la ora 17. Menționăm faptul că specialiștii INSEMEX vor însoți grupurile organizate pe tot traseul stabilit, oferind informațiile solicitate de vizitatori. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara au efectuat în această perioadă mai multe controle de prevenire a incendiilor la operatorii economici de pe raza județului. În urma verificărilor, aceștia au descoperit mai multe deficiențe și au aplicat sancțiuni. După ce au verificat 4 restaurante și o pensiune din județul Hunedoara, inspectorii ISU au constatat 14 deficiențe, pentru care au aplicat 11 avertismente și 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 1000 de lei.
Inspectorii de prevenire au constatat în principal că încăperile nu sunt prevăzute în totalitate cu instalații electrice pentru iluminat de siguranță, stingătoarele portabile cu pulbere nu sunt amplasate în locuri vizibile, ușor accesibile, calea de evacuare a persoanelor nu se păstrează liberă la parametrii la care a fost proiectată și realizată pentru asigurarea condițiilor de evacuare și salvare a utilizatorilor în siguranță în caz de incendiu. Începând cu data de 5 noiembrie, în urma celor 38 de controle efectuate de inspectorii de prevenire din cadrul ISU, au fost constatate 99 de deficiențe în domeniul apărării împotriva incendiilor. Au fost aplicate 42 de avertismente și 29 de amenzi contravenționale în cuantum de 308 mii lei, iar în cazul a 4 operatori economici a fost dispusă măsura complementară de oprire a funcționării. Parcul auto al Secea Paser Valea Jiului S.A. este de săptămâna trecută mai bogat. Două utilaje nou-nouțe au fost achiziționate de societate grație economiilor făcute. Ultimii bani rămași din fondurile europene nu au fost lăsați să se piardă la Apaser Valea Jiului S.A. Astfel, dacă până acum economiile au fost reinvestite în branșări și reabilitări de rețele, de această dată societatea a achiziționat două utilaje moderne foarte necesare. La Apaser au mai venit două utilaje, un caterpilar și o mașină mare care sunt în fața APASERV și arătăm că încetul încetul banii europeni ne-au făcut să ne mobilăm firma cu foarte multe utilaje și acest lucru va duce ca APASERV să beneficieze de utilaje moderne pentru a rezolva problemele cetățenilor în timp real. Societatea care furnizează apa în Valea Jiului avea mare nevoie de aceste utilaje, însă până acum nu le-a putut achiziționa din cauza lipsei de fonduri. Ambele utilaje vor contribui foarte mult la lucrările pe care societatea le va avea de efectuat de acum înainte. Toate cornurile au fost verificate, nu au existat probleme, însă nu se poate explica cum un elev a ajuns să consume un corn mucegăit. Așa stă situația la Lupeni, unde de 5 zile se caută vinovații în cazul cornului expirat consumat de Ionuț. La ei totul este în regulă, cornurile sunt verificate, laptele pe care îl primesc copiii la fel, însă nu se poate explica cum de acel corn expirat a ajuns la Ionuț. Vorbim despre conducerea școlii gimnaziale numărul 3 din Lupeni, care a ținut să vină cu clarificări în urma materialului difuzat săptămâna trecută de Capital TV. Am verificat dacă, într-adevăr, în ziua respectivă, cu toate că reclamația pe care domnul Gonciolea a făcut-o, s-a întâmplat la o săptămână, după o săptămână după ce s-a întâmplat evenimentul, adică dânsul a venit la noi cu un corn pe care era mucegai, dar cornul era din data de 31. 31 scria pe an, înseamnă că 31 e 31 la 10, înseamnă termenul de care expiră, da? Acel corn. Și mi-a spus că băiatul s-a îmbolnăvit, că l-a dus la spital, că sunt probleme, că așa și mai departe. Greșeală mare. Este undeva greșeala, dar nu este greșeala noastră. Deci vă spun sincer și sigur. Directorul instituției de învățământ recunoaște că în trecut au mai existat probleme cu firma care distribuie cornul și laptele celor mici, însă nu-și poate explica cum s-a întâmplat ca acel corn să ajungă la unul dintre elevi. A fost la noi cel de la DSP-ul, pe la începutul anului școlar, chiar după începerea anului școlar, și am avut această sesizare. Am spus, domnule, suntem mulțumiți de produsele celor de la TED, dar există probleme pe ambalajul de lapte, adică deasupra capacul acela e foarte fragil și se sparge la orice, eu știu, o atingere mai puternică și laptele curge. Am discutat cu cei de la TED. Cei de la TED la fel mi-au spus, n-au avut probleme, n-au avut, acum ce să vă spun, să fi strecurat vreun corn, dar nu există. Deci toate cornurile când se distribuie, acum nu să spun că le verificăm pe fiecare, așa, ele se distribuie și la un moment dat când ajung în clasă, le distribuie doamna învățătoare sau elevul de serviciu în funcție de cum, de nivelul de clasă. Adevărul este undeva la mijloc. Asta o recunoaște și conducerea școlii, însă cine este vinovatul este greu de spus. Să sperăm că până la urmă, cu sau fără vinovat, sănătatea elevilor nu va mai fi pusă în pericol.
greșeală mare. Este undeva greșeala, dar nu este greșeala noastră. Deci nu știu cine a fost vinovat aici. Cu alte cuvinte, școala se leapădă de orice fel de responsabilitate, dar nici nu poate spune concret cine va răspunde pentru cele întâmplate, părintele sau distribuitorul. Petrilenii care aveau speranța că se vor trata în ambulatorul din oraș trebuie să știe că acest lucru nu se va întâmpla curând. Totul se datorează unor avize, fără de care unitatea spitalicească nu poate fi pusă în funcțiune. Ambulatoriul de la Petrila, nou modernizat și dotat cu aparatură de ultimă generație, va fi unul dintre obiectivele pe care administrația publică petriliană nu va putea bifa la sfârșit de an pe lista cu realizări. Totul se datorează avizelor, fără de care unitatea spitalicească nu poate fi dată în funcțiune. Da, pot să vă spun că am finalizat tot ceea ce însemna partea de amenajare, dotare a ambulatoriului. Suntem, din păcate, în întârziere datorită autorizațiilor pe care trebuie să le obținem la aparatura, să zic așa, mai complexă, ceea ce mă refer la radiologie, unde este nevoie de autorizație specială și partea de laborator. Deci v-am spus, el este finalizat, este gata, avem o hotărâre de consiliu prin care l-am dat în administrare Spitalului de Urgență din Petroșani. Nu pot să estimez un timp când o să-l punem în funcție, deoarece depindem, nu depinde de noi, depindem de autorizațiile pe care urmează să le obținem. Ambulatoriul din orașul Petrila are în componență cabinete de pediatrie, cardiologie, medicină internă, psihiatrie, chirurgie, ortopedie și multe altele, în care vor profesa medici specialiști de la Spitalul de Urgență din Petroșani. Când se va întâmpla acest lucru este greu de prevăzut, pentru că primirea avizelor necesare deschiderii ambulatoriului poate dura chiar și câteva luni. O tonă de monede pentru pediatrie este sloganul unui grup de tineri care a pornit la drum pentru a dota cu mobilier secția de pediatrie a Spitalului Județean Arad. Grupul de tineri dorește ca împreună cu locuitorii din Arad să adune 20.000 de euro în monede. Tinerii reprezintă Asociația Centrul de Excelență Arad, iar demersul lor este unul cum nu se poate mai nobil. Toți cei care vor să participe la această campanie și să doneze sunt așteptați să facă acest lucru la locurile special amenajate în municipiul Arad. În acest sens, în fața primăriei, a teatrului și a unor centre comerciale au fost amenajate urne în care vor fi adunate monedele donate de cetățeni. Alături de tinerii de la Asociația de Excelență, la campanie mai participă Poliția Municipală Arad și Centrul Municipal de Cultură. Potrivit estimărilor, se așteaptă ca în urnele special amenajate la sfârșitul campaniei să se adune în jur de 200.000 de monezi, care în kilograme ar însemna undeva în jur de o tonă. Am lansat și proiectul o tonă de monede. Cu această tonă dorim să schimbăm fața a câtorva saloane din Spitalul de Pediatrie. Și iată o mică urnă, am amplasat-o astăzi aici pentru cei care au venit la eveniment, să fie chiar ei primii care contribuie la cauza pe care ne-am ales-o. În urnele amenajate pentru susținerea campaniei, doritorii pot introduce orice fel de monedă, indiferent de valoarea ei. La finalul campaniei, monezile vor fi preschimbate la o bancă, iar suma adunată va fi folosită pentru a ajuta copiii de la secția de pediatrie a Spitalului Județean Arad, un gest nobil care, cu siguranță, se va bucura de sprijinul masiv al arădenilor. Din primăvara anului 2012, primăria Timișoara și-a propus ca orașul de pe Bega să devină primul din țară cu deșeuri zero la groapa de gunoi. Scopul era ca o parte din deșeuri să fie transformată în combustibil, iar cealaltă parte să fie reciclată. Ideea extrem de ingenioasă a rămas doar un vis frumos. După mai bine de 3 ani, în orașul de pe Bega nu există nici stație de compostare a deșeurilor și nici incinerator care să producă energie termică sau electrică. Există doar mai puțină poluare. Ideea privind orașul pilot cu deșeuri zero îi aparține șefului Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, Mircea Matei. Acesta consideră că într-o perioadă de 3 ani Timișoara va fi primul oraș care nu va mai transporta deșeuri la groapa de gunoi. Mai exact spus, în acest moment timișorenii trebuiau să se bucure de funcționalitatea acestui măresc proiect, întrucât acesta trebuia finalizat în februarie 2014. Administrația publică din Timișoara a hotărât să rezilieze contractul cu firma care trebuia să implementeze proiectul, dar, din păcate, va fi obligată să plătească despăgubiri pentru nerealizarea obiectivului. Incineratorul de deșeuri în valoare de 60 de milioane de euro urma să producă energie electrică și termică și, totodată, să reducă facturile la apă caldă și căldură cu peste 10%. Măcar o parte dintre timișoreni s-au ales cu un
lucru bun de pe urma colectării selective a deșeurilor. Locuitorii din Chișoda, Giroc și Udvin vor respira un aer mai curat, ceea ce nu-i deloc de neglijat. Capitala Banatului ar putea avea un centru de recuperare postoperatorie a pacienților. Vestea bună a venit după ce guvernul a anunțat că va aloca bani pentru ca și în Timișoara să existe un institut oncologic. Pentru realizarea acestor două obiective și-a anunțat implicarea și Mitropolia Banatului. Înalt preasfințitul Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, și-a oferit ajutorul în vederea strângerii sumei de bani necesare pentru amenajarea unei asemenea clinici la Timișoara. În cadrul acestei clinici, pacienții care au suferit intervenții chirurgicale urmează să facă terapie de recuperare. Totodată, Mitropolitul susține și ideea construirii de la zero a unei clădiri care să servească la recuperarea pacienților. O operație poate dura câteva ore, însă recuperarea poate dura luni de zile. Este și motivul pentru care construcția unui astfel de centru de recuperare postoperatorie este mai mult decât o necesitate. Cercetătorii ne anunță că virusul HIV ar putea fi eliminat. Se pare că medicamentul utilizat pentru tratarea alcoolismului ar putea elimina virusul la persoanele seropozitive, dacă este asociat cu alte substanțe fără a crea reacții adverse. În prezent, un tratament antiretroviral numit și triterapie controlează virusul HIV, însă fără a-l distruge. Astfel, virusul rămâne latent, fiind greu de țintit. În decursul timpului au fost testate mai multe tipuri de medicamente pentru a se scăpa de această boală, însă nimic nu a avut succes. Baunele s-au dovedit a fi chiar toxice pentru organismul uman. Medicamentul numit disulfiram, în care autorii acestui studiu își pun speranțele, de fapt trezește virusul și permite atât distrugerea lui, cât și ale celulelor care îl găzduiesc. Trezirea virusului este o strategie promițătoare, care reprezintă doar o primă etapă în tot procesul de distrugere a acestuia. Studiul a constat în punerea sub tratament cu disulfiram a 30 de persoane care până atunci urmau triterapia. Dozele au fost mărite timp de 3 zile, iar la doza cea mai ridicată s-a putut observa stimularea virusului HIV fără efecte secundare. Concluzia specialiștilor este că disulfiramul nu reprezintă un pericol pentru oameni. Potrivit cercetătorilor, următoarea etapă ar fi asocierea medicamentului cu altele menite să țintească virusul. Autorii studiului spun că rezultatul obținut este încă insuficient, iar pacienții seropozitivi nu pot fi deocamdată tratați de această boală. Noua metodă ar putea schimba totuși datele problemei. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, mortalitatea cauzată de virusul HIV reprezintă o problemă mondială de sănătate publică, înregistrându-se până în prezent 34 de milioane de decese. Numai în anul 2014, la nivel mondial, existau aproximativ 37 de milioane de persoane seropozitive. În continuare aflăm evoluția cursului valutar la principalele case de schimb din zonă. Banca Națională a României a anunțat pentru mâine, 18 noiembrie, un curs al euro de 4,44 de bani, al dolarului american de 4,16 bani, iar lira sterlină a fost cotată la 6,32 de bani. La casa de schimb valutar Jiul Exchange SRL, cursul euro la cumpărare este de 4,39 de bani, iar la vânzare de 4,44 de bani. Dolarul american se cumpără cu 4,06 bani și se vinde cu 4,12 bani. În ceea ce privește lira sterlină, aceasta la cumpărare este de 6,14 bani, iar la vânzare de 6,23 de bani. Urmează rubrica Meteo. Mâine vremea va fi caldă pentru această perioadă din an în toată țara. Astfel se vor înregistra temperaturi maxime între 10 și 20 de grade, iar cele minime între 4 și 10 grade. Cerul va fi temporar noros și va ploua pe aree extinse la munte și local în Crișana, Transilvania și Moldova. La peste 1800 de metri altitudine vor fi și precipitații mixte. Vântul va sufla cu putere la munte, iar în celelalte zone va avea intensificări izolate și temporare. Mâine maxima va fi de 14 grade în Caransebeș, 16 în Alba Iulia, Arad și Deva, iar în Târgu Jiu și Timișoara vor fi 17 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Dacă sunteți martorul unui eveniment, nu ezitați să ne contactați la numărul de telefon 073 Capital. Până mâine la o nouă ediție a Buletinului de Știri Info Capital, vă doresc să aveți parte de seară bună!